Bună seara și bine v-am regăsit! În seara asta suntem în același studio ca și în studioul lui Cristian Vasile, numai că nu mai suntem alături de Cristian Vasile, suntem alături de Dana Tudoran, prezență mult mai drăguță. Bună seara! Alături de Dominica, care ne-a fost model și ieri. Și acum o să o las pe Dana să o povestească ce face ea și cum face și ce o să vedem astăzi de la ea. Așa că, Dana, te rog! Da, o să facem o simulare de getting ready, practic de pregătire în ziua anunții. Cu ce avem la dispoziție, fiind cu totul altceva decât în mod obișnuit, dar am încercat să simulăm oarecum lumina naturală pe care am avea-o de obicei într-o cameră de hotel atunci când se pregătește mireasa. Și o să iau câteva cadre în timp ce se machiază Dominic, urmând să și răspundem la întrebări în timp ce lucră, nu știu. Hai să vedem ce avem. Avem în principiu un geam, nu? Și să vedem. În esență, un geam din care vine lumina? Cu asta am vrut să simulăm, un geam de unde vine lumina în mod normal într-o cameră de hotel. Și abordarea mea, trebuie să spun poate că abordarea mea de bază când ajung la getting ready, când începe nunta efectiv, este că, nu știu, în primele 10 minute, de exemplu, primele 5-10 minute când ajung la hotel sau acasă la mireasă, sunt 10 minute de acomodare, care sunt foarte importante, știi? Adică nu încep pur și simplu și fotografiez. E important și pentru mine să mă acomodez în locul în care mă aflu, dar și pentru cei din cameră, să zic, să se obișnuiască cu prezența mea acolo. Știi? Mai ales că acum te-am adus și e prima oară când o vezi pe Dominic. Este prima oară când o văd. Da. Nici măcar n-am avut contactul ăla de stabilit contractul da, cu da, ei. Da, și da, da. Dar mă bazez că ea știe ce face cumva. Bine, ideea este că să fie cât mai veridic și să fie exact ca în ziua anunții, miresele noastre nu sunt modele, nu sunt obișnuite să fie fotografiate și atunci poate e un pic mai dificil, dar nu e o problemă. Oricum, momentul de getting ready durează. Stăm de obicei o oră, o oră și jumătate aici. Avem timp să fotografiem și să... adică am timp să se relaxeze mireasa, știi, în timpul de getting ready, de o oră și jumătate, uneori chiar două ore. Deși ajung, de exemplu, la începutul sesiunii de machiaj, atunci ajung eu, nu fotografiez chiar toți primii pași. Cum spuneam, vreau să iau pulsul, să văd încăperea, să văd ce se întâmplă, de ce elemente pot să mă leg, știi? Și uite, remarc că este foarte greu să vorbești și să fotografiezi în același timp. E ceva ce nu fac de obicei. Tu de obicei ești nevăzută? Neauzită? De obicei nu vorbesc, da, pentru că e foarte important să fii prezent și să te concentrezi în momentul în care fotografiezi. Adică cât timp stai de vorbă, cât timp faci alte lucruri decât să fotografiezi, automat eu zic că e o problemă, știi? Da, o să încerc să fotografiez în timp ce vorbesc și eventual, nu știu, George, poți să mai îmi pui vreo întrebare? Păi să vedem, spune-mi ce obiectiv tragi. Păi acum am pus obiectivul, am 85-ul, pentru că fiind, adică încerc să izolez cât mai bine subiectul când folosesc 85, încerc să izolez cât mai bine subiect, cât mai mult. De pentru că tot spunea Mircea ieri, Dana trage cu R6 și cu 85, cu RF85 F2. Da. Și, în fine, și cu încă două obiective, tot din gama accesibilă a obiectivelor, cu 35 F1.8 și cu 50 F1.8. Da, și... Mircea era interesat dacă... Da, dar Mircea era interesat fix de obiectivele astea. El trage tot eveniment și tot întreba când o să facem cu niște obiective, nu cu elurile. Da, uite, Mircea, astăzi... ți le recomand pe fiecare. Am 35, 50 și 85 în trusă, sunt arhi-suficiente, cel puțin pentru stilul meu și extrem de bune, adică și luminoase. De Petru zice, dacă poate arătăm și cadrele. O să arătăm și cadrele, dar... Cadrele o să vi le arătăm când o să fie gata. Adică eu o să fotografiez, o să selectez și o să editez imaginile și veți vedea imaginile finale. Când vor fi gata. Practic asta fac, adică ajung la eveniment și te miști, te învârți, îți cauți unghiurile. Efectiv. Și prin asta poți să faci mergând și... Uite, Gabi ne întreabă, folosești doar lumină naturală acasă? Acasă, la mireasă, da, 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 mă refer.
Gabi, să știi că mi-ai pus o întrebare foarte importantă, pentru că, uite, cum ar fi să intri la pregătire și să folosești flash-ul? Știi? Adică atrage atenția asupra ta și nu cred, adică nu vreau asta, eu nu folosesc flash-ul în ziua anunții. Mai mult, Dana ne-a chinuit să-i punem lumină continuă aici și să facem să arate și ca o cameră de hotel. Da. În spațiul studioul ăsta, care nu e foarte, foarte mare, și n-am putut să facem ca la film, să punem luminile afară, să luminăm tot geamul. Și ca atare, na. Da, uite ce mai fac, sper să nu cad. Poți să-mi pui puțin, George? Da. Mulțumesc. Deci asta am timp să fac în timpul la pregătire, să încerc diverse unghiuri și să experimentez, practic. Uite ce mai întrebă. Și dacă intri la pregătiri și e beznă? ISO mare. Tocmai de aceea avem nevoie de camere care să se descurce bine în condiții de luminozitate scăzută. Nu este nicio problemă. Adică complet beznă nu are cum să fie, pentru că trebuie să se macheze bine, să lumina are. De lumina are sigur parte, știi? Uite că putem să întrebăm și totuși și make-up artist. Cum ar fi să machiezi în întuneric absolut? Cred că ai reușit, că cineva a întrebat. Foarte rău, sigur. Foarte greu, cred. Da, deci nu cred că fără lumină, chiar beznă... Ups, stai. Mulțumesc. Drag. Așa. Vreau să-mi schimb lentila și... În biserică tot lumină naturală? Da, da, da. Toată ziua lumină naturală, mai puțin la petrecere, unde uneori folosesc flash-ul, dar nu întotdeauna. Adică nu... acum nici nu l-am la mine, știi? Cineva te întreabă, uite, foarte bine... Azi nu folosești flash, dar acum 15 ani nu ai fi reușit fără flash cu exact, niciun fel de obiectiv. Exact, exact. Așa e, are dreptate, dar acum ne permite tehnologia, tocmai de asta, știi? Ăsta e motivul. Deci ți-a schimbat stilul de fotografie odată cu căștia. Da, dar eu acum 15 ani nu fotografiam, deci eu nu știu foarte, foarte multe din epoca aia. Știi? Ia să vedem. Mie lentila mea preferată e 35. Și... A, asta uite, o chestie, în... o să rog pe Alin să ne arată spatele aparatului tău după ce tragi odată. Uite, povestește-ne asta. De asta ce, mă interesează. De ce se vede în alb negru? Da. Ce? Păi e simplu cumva, adică pentru că văd mai bine nuanțele de alb și de gri. Știi? Iată. Mai mare. Cine mă spune, lumina nașpa e tot nașpa și cu ISO și fără ISO. Dacă lumina e nașpa, da. Bine, eu, de exemplu, nu încerc să nu am nicio intervenție la Getting Ready și să nu dictez lucrurile dacă sunt acolo. Dar dacă lumina este proastă în locul unde se machiază și unde se îmbracă mireasa, atunci pot să am o sugestie, știi, și să le spun să se așeze. Dacă nici măcar make-up artistul nu vede că lumina e proastă, se mai întâmplă și chestia asta. Dar deși ei știu de obicei make-up artistii, văd lumina bine. Uite, Mircea spune, am prins o nuntă unde în biserică s-a luat curentul și au rămas doar lumânările. Totuși, un flash de backup e bine să existe. Da, dar poți să folosești foarte bine ISO mare. Adică, cel puțin pe un R6 nu ai avea nicio problemă. Și cred că este superbă lumina aceea de biserică în lumânări. Trebuie să beau puțin apă. Lumina aceea de la lumânări. Că este o lumină grea și are o... Hai să trișez, că știu răspunsul. Mai ai un flash în geantă, totuși? Păi eu am un flash la mine, dar încerc să nu-l folosesc. Pe mine, în general, mă interesează să lucrez fără flash, știi? Deci ca să răspundă lui Mircea, totuși e bine, l-ai. Sigur că da, da, da. Deci nu sunt absurdă, am un flash cu mine. Dar doar la restaurant, dacă condițiile de lumină sunt bune de-a lungul, pe parcursul zilei, doar la restaurant îl folosesc. Și mi este suficient, dar nici acolo nu-l folosesc întotdeauna, adică și non-stop. E pe cameră, numai că eu îl decid dacă îl ok, tragi cu el pe cameră în timpul... Chiar îl ții pe cameră toată... Seara, la petrecere, da. Dar acum, uite, nu mai e o problemă. Camera asta e foarte ușoară și nu mi-e greu să stau cu întreg setup-ul pregătit. Și îl țin pe cameră în caz că sunt situații în care... De fapt, știi când îl folosesc la petrecere cel mai des? Atunci când sunt pe coridor. Și e cineva care îmi cere o fotografie de grup. Nu vă spărați, și atunci și unde nu e absolut deloc lumină, adică aș putea să rezolv cu ISO, dar cred că uneori este chiar beznă, apropo de ce spuneam mai devreme, uneori e chiar beznă, știi? Și atunci, da, pornesc blitzul și e ok. Dar imaginile mele vreau să aibă lucrul acela de petrecere și să redea atmosfera de acolo. Ce altă întrebă? Ce flash recomanzi pentru seria R? Sau ce flash ai tu? Hai să luăm altfel. Flash-ul meu e 620. Nu știu, asta este RX? 600 RX, da. Apar, nu știu, flash. Ce înseamnă la tine ISO mare? Păi, poți să ajungi la
și la 12.000. Nu mi-e teamă și nu mi-e, adică nu mă... Nu mi-e teamă să cresc ISO. Nu, eu, pentru mine nu e o problemă noise-ul, știi? Dacă se vede pe imagine. Din contră, chiar îmi place și e ok. Ce am spune? Uite, acum 15 ani mergeai la nuntă cu un trepied, puneai camera pe el și trăgeai cu timp cât de lung se putea și cu flash-ul pe slow ca să captezi niște lumină naturală. Acum tehnologia permite mult mai multe. Dar cine ne spune chestia asta? Cătălin Hotnog, sper să nu-l pocesc. Cătălin, câți ani experiența ai tu? Îmi place ce zice, le povestește din... Da, eu nu am tras, trag de fotografiez din 2009. Și n-am prins vremurile respective. Din nefericire, nu știu cum să spun, dar s-a făcut 12 ani, nu-s chiar departe de 15, din 2009 până acum. Știu, dar eu am folosit, adică nu am avut în... Nu am avut situații în care să nu mă ajute ISO și să nu fiu... Teovi spune că îi se pare greu 600 RX pe OSR. Da, dar ținând cont de faptul că nu prea folosesc, nu mă, pe mine nu mă încurcă. Bine, Dana trage și cu obiectivele astea care sunt mici și ușoare. Ușoare, da. Ba chiar am avut discuția când și-a ales camera, am avut discuția asta cu ea și spunea: băi, te rog eu frumos să nu dai, am dat 50-85, dar te rog eu frumos să nu dai chestiile și 28-70, că sunt prea mari și prea grele pentru mine. Da, și uite cum arată camera cu un 50, cât e de micuță și ușoară și... Cătălin spune că trage de vreo 20 de ani. Wow, super. Marius Ordea zice, R6 stă foarte bine la ISO. Nu numai că stă foarte bine la ISO, dar na, senzorul fiind similar cu cel din unul de X Mark III, stă cel mai bine din camerele noastre la ISO. Ce obiective să folosesc la un eveniment? Întreabă Silviu. Poți să folosești un singur obiectiv dacă vrei, Silviu, sau poți să folosești pe toate, depinde cum te simți confortabil. Mie îmi place să nu am toată gama de lentile după mine, nu le am, de fapt, am doar 3 în trusa mea. Și eu mă descurc așa, adică e diferit pentru toată lumea, depinde ce... Bine, din nou, tu folosești 3 obiective, nu 35, 50, 85. Și 85, da. Și chiar le folosesc, dar în principal folosesc 35 de-a lungul zilei. Să spun o întrebare care încă... cât timp aloci... Pardon, scuze-mă, cât aloci ca și timp pentru ședința foto cu Miri din ziua anunții? 15 minute sau maxim 30 de minute. 15, 20, 30 de minute, dar nu mai mult de 30 de minute. E un timp suficient, nu e nimeni indisponibil să... Adică întotdeauna se găsesc 15 și Miri vor 15-20 de minute, știi? Am avut o întrebare care mi-a plăcut și am tot primit-o la celelalte workshop. Nu privind cam. Când știi că ai terminat sesiunea? Asta e o problemă. Nu știu exact, dar știu cumva. Adică știu ca timp, pentru că eu sunt... Nu știu, mi se pare că e un lucru bun să fotografiez și să tragi cât mai mult, să nu te oprești cumva, dar na. Timpii sunt limitați în ziua anunții, mai ales și trebuie să știi cât ai gata. Simți cadrele. Spune, dacă car pe toate lentile pe umăr, cazi pe jos de la cât cântăresc toate. Da, i-aș da, Dana-i mână obiectivele, că toate obiectivele sunt, nu știu, da. cât o sticlă de jumătate. Și pentru, nu știu cine a spus asta, și pentru mine a fost o problemă greutatea și întotdeauna eu asta am căutat, să am trusa cât mai ușoară. Să nu am o gamă largă de obiective după mine și să îmi fie greu să mă mișc cu ele. Pentru că sunt situații în care trebuie să țin geanta pe umăr sau sunt situații în care pot să țin geanta undeva unde, da, unde să fie ok. Dar pentru situațiile în care trebuie să o car și să țin pe mine, vreau ca geanta mea să fie ușoară și e important să fie deci, ușoară. De ce obiective fixe și nu zoom-uri? Păi nu știu, mie mi se pare, de exemplu, că e un avantaj și un dezavantaj în funcție de situație. Cred că e cum te obișnuiești să lucrezi. Eu m-am obișnuit să lucrez așa și atunci când lucrez cu zoom-uri, mi se pare că lentila dictează cadrul și atunci când lucrez cu fixe, eu decid ce... mai degrabă eu decid și nu lentila, pentru că atunci când ai un zoom, ești tentat să tragi de el și să... Obiectivele fixe te fac mai creativă? Și? Eu cred că da, pe mine da, cel puțin. Poate că pentru unii sună că e limitativ, dar pentru mine nu. Adică eu văd mai pun o întrebare. Un avantaj. Ai început să vezi cadrele în distanțe focale? Da, adică știi înțeles. Ce cadru e când da, tu da, grabă 85 da, da, știi da, ce da, vezi? Da, 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 automat, sigur. Sigur. Stai un pic să le luăm. Când te-ai îndrăgostit de Canon și de ce ai ales Canon? Este camera foto pe care... Am avut-o prima dată, adică prima mea cameră a fost Canon
Și am continuat așa. E o cameră care nu m-a lăsat niciodată baltă, adică nu am avut niciodată vreo problemă cu ea și nu am simțit nevoia să schimb și să încerc altceva. Este foarte de încredere, adică efectiv e mai ales pe wedding unde lucrez la foc automat și ai nevoie de o cameră. Să vedem, că sunt, citesc întrebări din două platforme și din YouTube și din Facebook și încerc să le leg să fie cumva logice, da? În ordinea în care se pun. Care este aparatura cea mai folosită la evenimente de tine? În ce sens aparatura cea mai folosită la evenimente? Bănesc că e vorba de ce cameră și ce obiective. Bine, am tot răspuns la asta. R6, 35mm și 50 și 85. Hai să mai întreb în altceva. Cu ce trăgeai înainte de astea? Da, aceleași lentile. Numai că aveam Mark 4. Înainte de Mark 4 am avut Mark 3, am avut Mark 2. Asta a fost. Cu 35, 50 și 85? Da, da. Eu de la bun început am avut focalele astea, lentilele astea. Gabi, asta spuneam, Dana trage cu R6. Să secundă că am ratat aici o întrebare. Pentru fotografie de arhitectură, ce obiectiv recomandați, mai ales pentru detaliile de sus? Pe cuvânt, dacă știu ce să-ți răspund, că nu-mi dau seama ce detalii de sus. Dacă cumva întrebarea este vorba, dacă un tilt shift teoretic se folosește la arhitectură. Da, dar eu nu am acea lentilă în trusă și nu fac fotografie de arhitectură. Nu, asta am răspuns. Na, da, să da, da. Să-i răspundem omului. Bine, adică cumva facem și fotografie de arhitectură la nuntă. Sunt situații în care fotografiezi fix asta, adică locația și... Dar v-am zis, nu simt nevoia să am tot și să dispun să fie geanta mea orice mi-ar trece mie prin cap. Pentru că mie atunci mi se pare că te limitează de fapt, știi? Care este diafragma cea mai folosită de tine? Păi 35. Nu, diafragma, nu focală. Ah, scuze, da. Folosesc cea mai mică diafragmă de pe fiecare obiectiv. Adică F1, adică 8 2, și F2. 2 la 35 și la 80 și la 50. 1 la 35. Așa, și 2 la 85. Da. Te folosesc de obicei, depinde ce fotografiez, mai urc către 2.8, știi? Ia să văd. Diafragme închise de genul F8? Nu, ajung acolo. Da, aici este zona asta, nu pot să am acces. Stai așa. Scuzați. Lasă-l că e ok. Să-ți duc, nu? Nu. Lasă-l acolo. Bun. Hai să vă spun eu întrebarea care nu am trezit nimeni să o pună. Cum te-a afectat pandemia? Stai seama, am avut anul trecut o singură nuntă tot anul, în rest am avut, eu fac mai mult decât fotografie de eveniment, fac și sesiuni foto de familie, de maternitate și de budoare. Asta era răspunsul care vroiam. Da, de evenimente am avut multe botezuri, multe. Mai multe, dar o singură nuntă. Anul ăsta la fel, o singură nuntă și câteva botezuri deja. Stai seama, e chiar ne-a afectat pe toți. Nu poți să zici că am fost o privilegiată. Cum o găsim pe Dana pe Instagram? Dana Tudoran. Dana Tudoran. și pe site și pe Instagram. A, chiar o găsit și pe site pe Dana, corect. Sigur, pe Dana site Tudoran și pe Facebook același user. Eu aștept să te dai tu. Să-ți mai pun o întrebare. Numești tu fotograf, că știu răspunsul. Să numesc un fotograf care? La care te uiți. Fotograf de nunți, bănuiesc că sunt interesați oamenii să audă la care numești tu fotograf în general, care te inspiră și poți să spui și băi și unul de nunți. Nu da, nicio... păi mă inspiră Jeff Asco pe nunți. Dar nu știu, inspirația asta, să știți că nu mi-o găsesc din fotografia de nuntă. Și nici nu recomand nimănui să facă chestia asta și să uite... la modul, nu știu, obsesiv către fotografie de nuntă ca să-și caute inspirația. Adică poți să vezi, bineînțeles, să vezi ce fac alții și să te uiți, dar nu știu dacă pot să spun că e inspirație. Pentru că atunci, în momentul în care tot privești fotografie de nuntă, cumva te rămâi blocat, să zic, în niște idei pe care le vezi acolo și vei fi tentat să le refaci și tu și să le faci și tu, știi? Mulțumim cuiva de la F64 care a dat link-ul tău cu Instagram. Da. Și atunci cred că e mult mai bine să te inspiri din alte zone, iar mie îmi plac foarte mult fotografii de street și mă uit la ei sau îi ascult, adică pe YouTube sunt foarte multe documentare, dau drumul și ascult în timp ce editez. Nu mă interesează neapărat să le văd nici lor imaginile.
prefer să simt ceva din partea fotografului și a stilului său de lucru și să aplic și eu așa cum consider. Pentru că, uite, cel mai important lucru, de exemplu, după mine, în timpul unui eveniment, de la început, este că trebuie să fii prezent și să încerci să lucrezi ca și cum nu ai o agendă în cap, ca și cum nu ai un assignment sau, nu știu, un to-do list. Să încerci să lucrezi liber, cât poți de liber. Bineînțeles, noi avem în ziua anunții un program, știm că trebuie să facem fotografie la Getting Ready, la biserică, sesiune foto, poze de familie, petrecere. Dar în timpul programului ăstuia, fiecare trebuie să facă ce simte și ce vede în funcție de caz. Zâmbesc pentru că Igu te întreabă, te îmbraci tot timpul în negru? Igu mă îmbrac de când sunt mică în negru, deci asta a fost o coincidență că eu și la eveniment mă îmbrac tot în negru. Adică eu când eram mică intram în magazine și întrebam văzătoarea, unde sunt hainele pe negru? Asta întrebam, asta, deci e ceva ce prefer. Dar, bineînțeles, noi trebuie să fim cât mai discreți în ziua evenimentului. Marius pot Ordea spune și variante. Că ultimele tale poze budoar postate sunt superbe. Oh, ce mulțumesc. Cine a zis? Marius Hordea. Îmi cer scuze dacă pocesc numele cuiva, să știți că nu este cu intenție, dar citesc de pe două telefoane. Îți mulțumesc mult, Marius. Mihai Oprescu spune că îți stă bine negru, este oficial și elegant. Da, eu v-am zis, eu prefer de dinainte de a fi fotograf să mă îmbrac în negru. Nu am stabilit, bine. Adică acum nu mă îmbrac, că sunt obligată. Sau cumva că toată lumea care lucrează în industrie, dacă te uiți în platou, toată lumea e negru. Cred că e o idee bună. Adică toată exact. Toată lumea e negru la un eveniment, să dispare așa în fundal. Da. Da, deci e foarte greu să vorbești și să fotografiezi în același timp. Nu fac asta și nu recomand asta nimănui. În timpul evenimentului trebuie să fii cât mai concentrat și focusat pe ce se întâmplă acolo. Și îmi place ea cum e îmbrăcată, de exemplu, la Getting Ready și le și recomand și omireselor, dacă vor să țină cont, să poarte un halat și să fie cât mai light îmbrăcate și mai simplu și lejer. Nu știu de ce restul. Nu, stai că urmează să spun o întrebare care știu răspunsul, dar ți-am pus-o și răspui mai ca partitor cam ce-i vrea? Nu, nu e treaba niciodată? Mea. Nu e treaba. Răspui miresor înainte? Le spun să-și facă o probă de machiaj, să fie sigură că le place, pentru că dacă nu le place make-up, nu le place părul, nu se le placă nici fotografiile. Și cred că e adevărat. Adică știu noi, eu ca femeie și eu mă uit dacă văd ceva că nu e în regulă și nu... Într-o fotografie mă refer. Ai pățit-o vreodată să fie un machiaj atât de nasol că îți trebuie să spui cuiva? Nu. Nu am pățit niciodată, adică nu. Lucrurile astea... Sau nu știu ce înseamnă atât de nasol. Nu știu, adică la modul să te uiți să spui, să zici, bă, nu se poate, trebuie să facem ceva aici. Nu am pățit, nu. Stai o secundă că am mai ratat niște întrebări. La ședința foto cu Miri sau la biserică folosești tot valoarea cea mai deschisă a diafragmei? Da, în general doar cea mai mică, cea mai deschisă valoare a diafragmei. Îți ții respirația când declanșezi? Nu avem nevoie pe R6 pentru că are mici... Să reformulez. Îți țineai respirația când declanșeai? Nu e chiar așa grav. Adică un pic de tremur în imagine sau de blur în imagine, nu cred că... Nu ar fi atât de grav încât să deranjeze. La ce vârstă ai făcut prima fotografie? Am făcut, vă dați seama, în copilărie, dar toate fotografiile mele, știi, culmea, dar toate fotografiile mele erau cu cureaua de la aparat în cadru. Toate. Uneori eram chiar și creativă cu ea. O puneam așa în jurul gâtului oamenilor pe care îi fotografiam, adică pe ai mei din familie. Deci e irelevant. Muncă efectiv în domeniu am început în 2009. Scuze-mă, am ratat o întrebare care era interesantă, era legată de... și îmi pare rău că am ratat-o, uite. Ai început să primești cereri de ofertă pe Instagram? Ovi spune, la mine a început să miște mai bine decât pe Facebook. Păi, știi ce văd eu la mine? Dacă e să mă gândesc, la mine cel mai bine funcționează recomandările. Asta era următoarea întrebare. Observat că, am observat că atunci când primesc cereri pe Instagram sau pe Facebook, sunt mai degrabă verificări de preț.
Și da, eu le dau, le spun, le dau tariful, le explic, le îi trimit către site în zona de tarif, dar nu mai revine niciun răspuns. Adică, cred că dacă nu au un feedback din partea cuiva, nu știu ce gândesc. Fie că e prea scump, fie că, habar n-am, nu știu ce gândesc. Adică rata de întoarcere a unui client direct de pe Instagram este foarte mică. Și mai multe cereri eu primesc pe Facebook. Care nu neapărat că se concretizează, dar mai multe cereri. Cum te promovezi pentru a se atrage alți clienți sau a se atrage clienții? Deci eu nu sunt cel mai bun exemplu de promovare, de om care face promovare. În afară de faptul că încerc să postez de câteva ori pe săptămână sau o dată pe zi pe Instagram și pe Facebook, nu fac alte lucruri. Nu fac sponsored post și nu știu dacă sunt bun exemplu. Și Instagram? Nu. Nu știu dacă sunt un bun exemplu, adică sau să dau cuiva vreun sfat cu promovarea, pentru că eu nu fac nimic deosebit. Postez pe canalele astea de socializare și asta e tot. Din ce canal de promovare îți vin cei mai mulți clienți de eveniment? Tocmai din recomandări, nu? Vin din recomandări, dar v-am zis, cereri primesc în mod special pe Facebook, eu nu pe Instagram. La ce vârstă ai fost prima oară fotografă de nuntă? Am început la 2009, adică aveam 23, cred. Asta este o întrebare la care poți să nu răspunzi, dar eram cum să zic, ce tarif ai la o nuntă? Bine. Depinde. Asta e răspunsul. Apoi să discutăm despre tarif, dacă vreți. Dar nu o să vi-l spun pe al meu, pentru că nu e relevant. Și cred că atunci când ești începător, nu trebuie să ai un tarif mare. Trebuie să ai răbdare să ajungi acolo. Munca de fotograf și de a ajunge, nu știu, fotograf profesionist durează. Nu poți să devii peste noapte și atunci nici nu poți să ai un tarif mare din start, că abia te-ai apucat și știi că se câștigă bine din nunți. Dacă se câștigă bine din nunți. Depinde ce înseamnă pentru tine să bine, știi? Însă, când o să se mai... Da, când o să așteptăm tu cu toții cu interes. Dar trebuie să fie, cred că, în funcție de și de eveniment. Eu am o ofertă standard pe care o trimit atunci când simt că evenimentul se cadrează în oferte standard, dar totodată îl personalizez, dacă e cazul. Nu trimit pur și simplu un tarif același oricui, știi? Am mai primit întrebări. Da, mă bucur. La botez, la momentul cristelniței, ce mod de high speed alegi, adică H1, H2, și ce timp de expunere folosești, setezi sau ce mod de lucru? Manual, apertura diafragmă? Niște întrebări foarte tehnice care pe mine nu mă pasionează absolut deloc, ca să vă spun, că nu mă gândesc la modul ăsta când fotografiez, doamne, în ce timp de expunere sunt. În general, doar ISO îl modific. Adică sunt în timp de expunere, în funcție de ce setare am în biserică, dacă am ISO 1600, să zic timpul de expunere e 200, 1x200 și sunt în diafragmă 2. Și dacă se schimbă lumina, singura modificare pe care o mai fac este la ISO, nu și la timp de expunere. Deci o tragi după 200 și la cristalniță? Probabil, la dar nu mă uit. Deci nu mă uit la lucrurile astea așa. Eu îmi văd imaginea, că asta poți să-ți vezi, toată lumea își vede imaginea pe ecran și știi... Nu cred că se referă care... la momentul... Bineînțeles, nu este un timp lung de expunere, pentru că atunci are și blurat, știi? Nu mai jos de 1x160, cred că n-am folosit niciodată. Prefer să cresc ISO și nu e nicio problemă. Dacă ar fi să alegi un singur obiectiv cu care să tragi, pe care l-ai alege? Dacă ar fi să aleg unul singur, aș alege 35, pentru că este un mid-wide, nu distorsionează dacă te apropii. Și atunci eu cred că poate fi folosit cu succes toată ziua. 35, da. Marius Dos spune tot că și o recomandare este și faptul că munca Dan este apreciată și aici la Paris. O și felicit pe această cale. A, Marius, da. Bună, salut Marius. Prietenul meu Marius. O medie de fotografii pe care livrez pentru o nuntă și pentru un botez? Numărul de fotografii? Da, medie, nu știu. Nu știu, abar n-am, nu știu ce să zic. Dar să știți că e o întrebare care nu știu dacă ar trebui să conteze foarte mult. Pentru că depinde de la eveniment la eveniment. Sunt evenimente unde... poți să am un număr dublu de fotografii față de alt eveniment. Așa că... să reinterpretez întrebarea. Aveți în contract stimulat un număr minim? Da, avem. Pentru că este ceva ce întreabă oamenii și vor să știe. Adică nu poți să... pe ei nu-i liniștește explicația mea. Nu știu câte fotografii o să am la tine la eveniment, pentru că nu contează până la urmă cantitatea. Și nici n-ar trebui să fie un criteriu. Aici vreau să ajung. Cât de mult ți-a schimbat... Păi, partea asta. Stai seama, nu ne mai întindem pe jos. Te întindeai pe jos? Bineînțeles. Dar am avut exemplu de la Marius. De la Marius al meu, Marius Chițu.
Uite, am uitat să spunem chestia asta și o să o spun eu. Da. Dana este un fel de la pachet cu Marius, îi trag împreună. Marius e și el aici alături de noi în studio. Dar a fost așa cumva fața silențioasă a evenimentului. Este băgat într-un colț și ne urmărește cu un ochi critic. Și na, ei trag împreună ca o echipă. Cumva faptul că chiar la sesiunile astea mergi doar tu sau merge și Marius? Sau mergeți doar unul din voi? Noi lucrăm 90% împreună. Adică... Și la sesiunile astea ați venit amândoi? La ce sesiune? La sesiunea de Getting Ready? Da, da, da. În ziua anunții suntem împreună. Dacă suntem împreună, la nunta aceea. Dar noi, în principal, lucrăm împreună și ne dorim să lucrăm împreună. Stai o secundă să vedem ce am ratat. Câte baterii consum la o nuntă? Cu noua cameră, fără să încarc, cam 3 toată ziua. Mi sunt suficiente mie. Și la un botez? Una sau două. Maxim două. Parcă tu ai o singură baterie din astea noi, nu? Am trei. Ai trei? Ah, am trei. Am uitat ce am uitat. Da, da. Am mai luat eu două. Am venit una cu camera și am mai luat eu două. Bun. Folosești obiective fisheye? Nu. Nu. Nu folosesc și nu văd. Mă uit în colțul depărtat al camerei și vreau să-l întreb pe Marius. Folosești tu obiective fisheye, voi fiind o echipă? Nu, nici Marius. Nu, dar să știți că atunci când am început să fac fotografie, Marius avea absolut toate lentilele în geantă și chiar le folosea, însă v-am zis, nu văd rostul unei truse atât de mari, când poți descurca foarte bine asta? Și cu... Folosești filtre pentru lumină când fotografiezi cu soarele în față? Nu. Nu folosesc. Încerc să-mi dau seama ce filtre ai putea folosi când fotografiez cu soarele în față ca să nu fac mai mult de rău decât bine. ND bănuiesc, nu știu, nu mă pricep foarte bine la filtre pentru că nu am, dar sunt diverse filtre care îți estompează cumva intensitatea luminii, bănuiesc că la asta se referă și se întreabă dacă le pun pe obiectiv sau nu. Dar nu. Mai wide de 35 mm folosești ceva? Nu. Și de asta vă spuneam, pentru că dacă e să aleg o singură lentilă, aș alege 35 pentru că este un mid-wide și pentru mine e suficient. De regulă, la evenimente tragem cu lentile diferite, că suntem doi. Trebuie să Marius acum din spate, mai zis că este ascuns. De regulă trag cu 50, dar n-am cu 35 de cele mai multe ori și nu tragem cu același timp cu aceleași lentile că... Da. Și cum vă împărțiți? Adică aveți un vorbit, băi, eu trag asta, trage aia? Nu, e feeling, pur și simplu. De la început sau? De la început, da. Uite, e prima oară când facem chestia asta, că l-am cerut și pe Marius, eu am insistat să-l aducem. El venise așa să fie incognito aici. Dar, na, e cumva normal să vorbim dacă trageți așa. Sigur, da. Stai o secundă. Câte cadre tragi de obicei pe nuntă? Am mai întrebat asta? Nu știu. Eu? În funcție de eveniment. Nu știu, cred că, per total ce descarc acasă, da? Cred că pe 2000 și ceva de cadre. În ce program editați? Și unul și altul? Lightroom. Lightroom amândoi? Da. S-a votat. Folosești numai obiective fixe? Eu, da, nu mai fix. Da, la fel? Da. Mai aveți zoom-uri? Nu, mai am zoom de 15 ani, cred. Nu, dar dacă se potrivește stilului de lucru al unui, al fotograf... Nu, gândesc, cum vorbeam mai devreme, gândesc în focale și chiar văd imaginea așa. Asta este bună, Dana. În cazul în care te-ai confruntat vreodată cu Bridezilla, cum ai gestionat situația? Te referi la în ziua anunții? Să se transforme mireasa mea drăguță cu care am discutat înainte? I guess so, da. N-am pățit. Nu am pățit, nu. Și cum ai ajuns să nu pățești? Hai să dezvolt întrebarea. Cum ați ajuns? Măi, voi știți, adică cu toții ne întâlnim cu clienții înainte de a semna un contract și ne putem da seama dacă urmează să avem o colaborare bună sau o colaborare care... Și n-ați avut niciun meltdown niciodată cu niciunul? Bineînțeles, am avut și atunci se încheie conversația, să zic, adică ne oprim în a continua și ziua e mai bine... Nu, meltdown în ziua anunții, efectiv, să blocheze omul, să facă... Nu s-a întâmplat nimic, nu. Ok. N-am pățit nimic de genul ăsta, e... Adică vis-a-vis de mine poate că ar putea fi Bridezilla în anumite situații care nu țin de mine. Sau la ce se referă dacă vis-a-vis exact de mine? Exact în ziua anunții, exact ce spuneai tu, să se facă... Nu rețin nimic notabil să fie ceva... Nu. Nu, dar cred că asta cu Bridezilla e... Nu știu cine poate să fie Bridezilla...
Atât, poate să ai un moment, da, adică se poate întâmpla să fie un moment în ziua anunțiști. Da, uite, întrebare de oraș. Ce diafragmă folosești când tragi pozele de grup? 2.8, 3.2, 3.5. Asta este maximum de închis ce tragi? Când fac fotografia de grup, am grijă să nu se formeze un cerc între cei pe care îi fotografiez, ca să fie în același plan. Și atunci mi-e suficient și un 2.8. Plus că folosesc 35, care e suficient de clar și în diafragma 2.8. Schimb de subiectivele în timpul unui eveniment? Da, dar nu pot să-mi dau seama exact când, pentru că e în funcție de ce vezi, în funcție de cum se întâmplă lucrurile. Cum știți și că când... nu aveți același obiectiv pe cameră, voi trăgând, aveam aceeași focală? Dar scopul nostru nu este să nu avem același lentilă pe cameră, neapărat. Adică... Ne uităm în... Nu, dar eu nu, adică nu neapărat nu mă gândesc la lucrul ăsta, că putem să avem aceeași lentilă, dar avem locuri diferite când fotografiem. Suntem în poziții diferite, că nu suntem unul lângă celălalt așa și fotografiem. Sau... secunda în care a declanșat Marius este alta față de momentul în care am declanșat eu. Și atunci are un alt cadru. S-a întâmplat să fim și în același loc și să avem cadre total diferite, pentru că acțiunea și momentul acela trecător a fost surprins diferit. Stai că am început să curgă întrebările. Asta îmi place, a început lumea să interacționeze foarte bine. Mă bucur, Dori. Prefer să tragi cu tonurile medii cu exponometrul la zero sau plus minus o diafragmă? Sau cum? Prefer să tragi un pic sub expus sau un pic supra? Sau încerc fix să expus corect? Da, expus corect. Încerc să fie expus corect. Eu subexpun cu jumătate top. Pentru că lucrez, procesez foarte mult al negru și îmi place mai ISO mai mare. Da, low light mai... Cum vă descurcați cu invitații care se bagă în cadru pentru a face poze cu telefonul? Nu avem ce să facem, face parte din poveste. Asta e. Vă știu și faptul că suntem amândoi înalți. Să știi că de multe ori ne-au stricat cadrele. Adică cred că nu e un fotograf care să nu-i fi stricat un invitat cadre. Mai ales am pățit la aruncatul buchetului sau la tors să-ți intre cineva prin cadru, care e un pic la ora 3 dimineața a apucat mult. Se întâmplă, dar sunt lucruri pe care... îl asumăm. Uite, e bine să fim doi, de exemplu, pentru că dacă mie mi-a stricat cineva cadrul, mai e Marius de backup. E un lucru excelent să aibă doi fotografi. Marius, ce obiective ai intrusă în geantă? 35, 50, 85. Ah, deci amândoi aveți aceleași trei focale. Aceleași. Le arăți mirilor exemple de posing pe telefon sau pe moodboard sau ceva? Nu fac niciodată lucrul ăsta. Deci totul este natural, nu există un adică e la feeling și e în funcție de oameni. Adică nu poți să-l pui pe un om să-i arăți un posing care... nu l-ar reprezenta. Trebuie să te ajustezi și să observi foarte bine subiectul. Adică la noi este și despre subiect, dar și despre cum văd eu subiectul. Nu pot să pun un cuplu care are un mood, poate, nu știu, sunt în... Am ratat o întrebare care nu știam dacă să răspund. Trancea, ai avut o nuntă gay vreodată? Nu. Dar nu le-aș cataloga de nicio culoare. Nu, sincer, mi-era frică de răspunsurile din public, dar uite, spune Mircea, am avut eu una, cea mai faină nuntă ever, cea mai faină oameni. Da, nu știu ce să zic cu cea mai faină, cel mai faină, adică nu mă gândesc așa la evenimente care mi-a plăcut, cel mai mult care mi-a plăcut. Sau... sunt acolo să-mi fac treaba și să lucrez și să fac imagine. Traian Racoviță te întreabă, pe Dana am întâlnit-o la o cununie civilă a sectorul 5, acum aproximativ 2 luni, semnul întrebării. Sectorul 5, acum 2 luni, nu. Mă confundă. Anul ăsta am avut o nuntă, dar cununia civilă a fost anul trecut. Deci nu eram eu. Ce m-a întrebat? Ce e a mood board? Ok, mood board e o chestie care vine din film. Nu contează neapărat. Vă oferă invitații alcool? Da, nu. Să ne oferi invitații. Da, asta întreabă Igu, evident, care este la ora de băga bățul prin card. Da. Eu nu beau nici acasă, dar mai ales la eveniment. Dar nu știu dacă e cazul să spun. Atunci pe ringul de dans, da, dar cred că la asta se referă. Da, pe ringul de dans sunt vin cu tăbițele acelea cu șaturi. Da, pățesc foarte des, dar te rog, ia și tu măcar un pahar. Da, pățesc, dar nu. Nu e subiectul meu. Ce faci când ai nevoie să schimbi obiectivul într-un timp foarte scurt? Tragi cu două aparate? Băi, se întâmplă mai rar chestia asta pentru că eu anticipez ce-mi trebuie. Și decid. Adică acum, de exemplu, la Getting Ready am timp foarte mult să schimb și să jonglez între ele și să-mi aleg și nu mă grăbește nimeni. Dar dacă sunt situații în care știu că nu am timp să schimb lentila, mă decid de dinainte
ce focală. Și de obicei eu aleg 35. Sau pot să mă apropii cu 35, nu pot să mă apropii cu 85. Sau pot să cuprind mai mult în 35, nu pot să cuprind în 85. Deci clar, lentila mea la care merg e tot 35. Din punctul vostru de vedere, ținuta unui fotograf trebuie să fie una office sau blugiu care mergi la grătar și citezi? Asta cred că e o glumă. Bine. Nu, lasă-l aici. A, da? Da. Bineînțeles că trebuie să ai o ținută comodă și nu sport și nici neapărat casual, cât înspre un pic spre eleganță. Ești la un eveniment formal, oficial și nu poți să apari tu să fii nota discordantă, mai ales când tu vrei să fii cât mai discret. Iar dacă un fotograf apare, nu știu, în haine care distrag atenția, atunci... Cât de mult accent pui pe celebru boche? Păi cum, în ce sens să pun accent pe el? El e acolo. Ți-am citit întrebarea. Pur și simplu, sincer, nici eu nu prea am înțeles. Deschise... Adică, na, dacă îți place, dacă tu tragi doar cu diafragme deschise, am putea spune că destul de mult. Da, bineînțeles, e acolo. Stai un pic. Care este valoarea maximă de XO până la care observat că pozele sunt acceptabile? Să reformulez și după aceea să te și întreb. Care este valoarea maximă de XO care tragi, chiar dacă... Nu mi-e frică, v-am zis să cresc ISO, adică nu mă gândesc la asta ca la ceva de care trebuie să am grijă în timpul evenimentului. Dacă este atât de întuneric cum a pățit cineva și a spus că a rămas doar la lumina lumânării, atunci valoarea ISO mare atât cât să văd imaginea. Nu fac griji. Și nu vă face, adică nu, e recomandarea mea, nu e asta o problemă. Dacă imaginea are noise sau asta are de fapt, nu văd de ce ar fi greșit. Scurt, mult. Să rezum eu răspunsul întrebării astea. Cât e nevoie. Și în ziua anunții faci așa de multe poze la make-up? Da, fac și mai multe poze la make-up în ziua anunții. Aici te ține de vorbă aici. Și ești cumva în apuci și tot te opresc. Mai da, întrebar. Pentru că întotdeauna trebuie să fim atenți și să vedem ce se întâmplă. De exemplu, Raluca are tot felul de mișcări și face make-up-ul pe zone. E la ochi, e la buze și... Depinde, adică trebuie să fii atent și să vezi ce te atrage și ce putea să mai faci. Nu știu, mie mi se pare așa că the best, cel mai bun prieten al unei fotografii e încă un cadru, știi? Apropo de cine, de cel care întreba când te oprești. Mi-e greu să mă opresc. Nu, n-a întrebat nimeni să... de ne oprești, asta este o întrebare care vine la fiecare alt workshop și mă gândeam că... Da, am înțeles, da, dar adică e bine să lucrezi, nu trebuie să te gândești că am muncit prea mult sau am tras prea mult. Nu asta e problema. Oricum acasă când faci selecția și vezi fotografiile, vezi de obicei în fotografii lucruri pe care nu știi neapărat că le-ai fotografiat, pentru că sunt acele microexpresii sau acele momente trecătoare pe care le observi abia în postproducție. Care este cea mai nebună sau ciudată locație în care ați pozat o nuntă? Nebună? Nu știu, n-a fost nimic de genul. Cea mai ne... standard. Ah, care să fie dificil. Da. Nu știu, mie mi se pare dificil când fotografiem la ei acasă, unde sunt și nu mergem într-o cameră de hotel, și cred că tuturor le se pare așa. Unde de regulă e lumina destul de proastă, adică într-o cameră de hotel e cam ca aici, să zic. Avem lumină laterală de la geam suficientă, pereții sunt destul de simpli și mobilierul destul de simplu și te ajută ca fotograf, dar nu știu, mă gândesc ce pot să fac mai bine oriunde m-aș afla și uneori când este atât de rău și văd că este haos și este, nu știu, o cameră foarte aglomerată și rezultatul meu e, sunt mulțumită de el, mă bucur că am fost acolo, că practic am ieșit un pic din zona de confort și am reușit să fac imagini bune într-un loc dificil. Că se referau de asta, genul, pe vreo plajă, pe vreun vârf de munte, pe vreo treabă de genul ăsta. Nu. Adică fotografiile pe care le-am făcut în afara Bucureștiului, mă bucur pentru momentele când plecăm și din București, dar nu țin neapărat să fie, pentru că nu văd lucrurile așa. Chiar dacă merg în aceeași locație în fiecare săptămână, până la urmă oamenii personalizează evenimentul și nu locul unde avem sunt. Multe întrebări și nu știu niciodată. Folosești trepiedul în biserică? Nu, niciodată. Sunt așa cum o vedeți. Am camera, o țin așa. Atât fac. Nu...
Ok, la asta mai răspuns. Scule. Dacă aveam un singur obiectiv de Alex pe care îl alege, ai spus deja 35, folosești Blitz? Doar la nu prea ai răspuns. E pe cameră și e pe cameră și îl activez doar dacă e cazul. Color sau alb-negru? Bănuiesc că se referă la cred ce predai fotograf... la ce tragi. Da, știu. Da, cred că o fotografie bună rezistă în timp și dacă e color și dacă e alb-negru. Atâta vreme cât fotografia e bună. Eu nu am o preferință și la mine cred că se poate vedea foarte clar că imaginile mele sunt și alb-negru și color și nu tind spre doar o anumită, un anumit tip de procesare. Însă, către client, chiar dacă să zic că poate eu fac o postare pe blog unde am 70% fotografie alb-negru, către client proporția e de 80% color, 20% alb-negru. Ce, tragi backup pe al doilea card, tot RAW? Nu tot timpul, pentru că backup-ul meu e Marius. Da? Camera de backup ce ai? Marius. Da. Miri primesc RAW-urile? Nu, niciodată. Și nu încurajez pe nimeni să facă asta. Practic, i-ați cedat dreptul de autor clientului. Sau cui dați RAW-ul. În cât timp predai evenimentul? Termenul meu în contract este de 2 luni jumătate și mă țin de el, nu-l depășesc. Dacă uneori sunt mai rapide de atât, fie stau pe ele și le dau la 2 luni jumătate, pentru că așa vreau să țin termenul, fie le dau pe acolo, 2 luni. Ce sfaturi ai pentru un fotograf aflat la început de drum? La ce ar trebui să fie atenți în mod special? Păi să aibă răbdare, în primul rând, să știe că lucrurile, adică e de durată să ajungi să și înțelegi cu adevărat evenimentul, să te simți confortabil acolo și să fotografiezi relaxat, să zic, să nu simți presiune. Pentru că o să simți foarte mare presiune, cred că a începătorii. Uite, e ceva ce eu n-am experimentat direct, pentru că l-am avut pe Marius și banii mei de ucenicie au fost total relaxați, pentru că nu simțeam nicio presiune din partea nimănui și am rămas așa. Adică eu așa lucrez în continuare, sunt în... Trebuie să fiu, adică trebuie să am acest mood în continuare ca să pot să lucrez bine, știi? Ce faci primul lucru când ajungi acasă de la o nuntă și Mircea răspunde, dorm. Dorm, da. Păi apropo de chestia asta, la început, când m-am apucat să fac fotografie de eveniment, îmi lua 2 zile să-mi revin. Vă obstrucționez o cameră? Nu. Îmi lua 2 zile să-mi revin, adică dormeam a doua zi după eveniment toată ziua și următoarea zi jumătate. Mi-era foarte greu. Acum am antrenament și mi-e mai bine, dar este extrem de greu evenimentul tip nuntă. Eu râd aici pentru că aici endurance. S-a întâmplat o întreagă discuție între nu tu, mă, cu dorm, cu așa mai departe. Da. Ai urmat cursuri de fotografie? Da. Dar cel mai bun curs de fotografie e practica la eveniment în sine. Dar am fost la 2 workshop-uri și de-a lungul timpului la Adam Alex, care a fost chiar cu F64 adus în România în 2013, parcă. Am fost cu Marius în... Unde a fost Marius? Răzvan Buluș. Da, și la Agarici, care a fost proful când lucram în presă. Da, cred că îl știe lumea pe Agarici. Da. Da, și asta e tot educația mea, aceste 2 cursuri. Și de anul trecut sunt la Universitatea de Arte din București, la master în fotografie. Câte ore țin nunțile voastre în medie? Noi în contract am trecut că suntem prezenți acolo între orele 12 și 3 dimineața. Ce extra, sunt ore suplimentare, se plătesc extra, dar sincer nici plătite extra n-aș vrea să stau mai mult de ora 3. E oricum foarte deci mult și foarte obositor. 15 ore pe scurt, exact, adică o zi de 15, exact. Nu-i de o zi de 15 ore că trebuie să te trezesc pe brațe. Însă avem opțiunea asta să rămânem mai mult de atât, dar eu cred că e suficient. Pui watermark-uri pe fotografiile finale livrate clientului? Nu, niciodată. N-am făcut asta niciodată. Pun pe Facebook și atât, pe Instagram nu. Consumați energizante sau ceva special, vă țin alert și focusați atâtea ore? Eu beau o cafea seara, când ajung la restaurant, atât. Are multe energizante, da. Mai trebuie și vitamine, da. Da, cum spuneam, e foarte important să fii prezent și să lași telefonul deoparte și să te focusezi de adică să nu faci ce fac eu, nu cu două telefoane acum. Exact.
felul. De-a lungul carierei ai trecut prin tentative de pick-up din partea vreunui invitat? Ce înseamnă pick-up? Te agațe vreunul, la rământă, o să încerce. Da, pentru că sunt mereu cu Marius, nu e nimic ieșit din comun. Dar m-ar deranja foarte mult să se întâmple chestia asta și m-am gândit la lucrul ăsta și am scris chiar în contract că dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, am rezerv dreptul de a pleca de la eveniment. Mi se pare normal, adică totuși trebuie să existe niște limite și chiar vreau să... Aha. Bună, Chico, eram curios când răspunzi și tu. Câți dintre clienții voștri vor și printuri? Și ce fel de printuri? Majoritatea, proporție foarte mare, 90% facem albume foto. Astea sunt printurile. Ok. Albumele foto, adică cred că aia e fotografie, când ea se termină și în print. Altfel știi în ce era trăim cu toții în epoca telefonelor mobile, unde, din punctul meu de vedere, a devenit un limbaj, adică fotografia. Nici nu mai e fotografie, e un limbaj, știi, te exprimi, faci repede o fotografie, o trimiți cuiva, după aceea ți-ai șters fotografia din telefon, nu mai știi ce ai mai făcut, schimbi telefonul, ai pierdut fotografiile, adică... Mai știi, mai șterge cineva fotografiile din telefon? Eu, da, care nu am memorie. Un telefon vechi din 7 ani, 8 ani, da, eu le șterg. Și tocmai de aceea fotografia trebuie să se termine în print și mai ales aceasta de eveniment plătită comisionată. Sunt să iau aceste întrebări, că sunt legate una de alta. La ce le cere acordul clienților pentru postarea fotografiilor pe Facebook sau site? Sau ai în contract chestia asta? Sunt în contract stipulate dreptul nostru de a le utiliza așa, dar sunt clienți care spun că nu vor să le postăm fotografiile. Și atunci sunt două variante. Sunt de acord sau nu sunt de acord. Nu mi se pare ok varianta de a amenda clientul sau de a suprataxa clientul neapărat, dar poate fi și asta o opțiune, depinde. Sunt situații în care, pot să spun, tariful crește cu 50% dacă vrei să nu postezi imaginile și totuși încerc să le explic că așa mă promovez și ei m-au ales văzând imaginile al cuiva și așa e fair față toată lumea să apare imaginile. Și a fost, pentru că cineva care să-ți refuze tot asta? Adică, bă, nu, prefer să dau 50% sigur, în plus, dar nu vreau să văd. Sigur. Dar se întâmplă foarte des să fim și refuzați, bineînțeles. Dar e normal și nu trebuie să se sperie nimeni când îi refuză un client, pentru că nunta e o singură dată, e bine să știi dinainte, să nu ai surprize, să știi cum lucrezi și ce se întâmplă și e bine ca toată lumea să fie mulțumită, și noi și ei. Așa că nu e nicio problemă, adică mai degrabă sunt liniștită dacă știu că am refuzat un cuplu sau invers m-au refuzat ei pe mine, pentru că e clar că nu ne potriveam și n-ar fi fost un colaborare. Ați pățit să colaborare. Zi, să-i spun unuia, ok, vreau să-mi dai 50% în plus dacă nu vrei să-ți folosesc poza și să zică da, ok, sunt da, de acord. Da, am pățit, cred că, de două ori chestia asta în toți anii ăștia, în 12 ani. Adică puțin, de puține ori. Vă sunt cerute pozele în timp real? Nu fac asta niciodată, dar da, se întâmplă, dar nu fac asta niciodată. Fotografiile trebuie selectate în tihnă, acasă și tratate cu atenție. Nu există un proces rapid, din punctul meu de vedere și de lucru așa. Cum e să ai două sloturi de carte, întreabă Chico? Foarte bine, te simți în siguranță, că asta e și ideea. Cineva întreabă ce dimensiune minimă trebuie să aibă un studio foto. Răspunsul să ne spună este... ego. Da, răspunsul este depinde ce vrei să tragi. Dacă vrei să tragi un cap tractor de camion, mare. Da. Nu, dar oricum, noi la nunți ne confruntăm cu tot felul de situații. Avem încăperi foarte mici sau e un mare pat pe mijloc și nu poți să te miști. E... Nu poți să te urci pe el. Trebuie să te adaptezi cumva. Da, te urci exact, te urci pe el, adică sunt situații, nu... Nu ai cum să rămâi blocat, adică eu cred că orice e fotografiabil și te poți descurca în orice situație. O să încep să nu mai trag chiar atât de mult pentru că o să dureze mult să descărcăm acest card. Păi nu, cred că... Și... Ne apucăm să le arătăm ce ai făcut? Da. Hai să eventual poți să dureze ceva să descarc. Hai să trișăm și să furăm cititorul lui Igu, care este USB 3. Care este mai rapid. Scoate-l pe ăsta. Stai, cititorul sau mă scoate. Da, e cititorul. Da? Vreau să mă asigur doar că avem... că el l-a și văzut. Spune-te, rog, parola. Ok. Imediat. Da, m-am urât și...
muzica. Din păcate, nu putem să vă lăsăm muzica pe care o ascultam foarte încet aici, pentru că ne va tăia YouTube-ul. Nu avem ce face. O să-mi iau cele două telefoane ca să văd ce ne mai întreabă lumea. Dar nu văd cardul. Nu? Nu. Am văzut cardul să mai facem o încercare cu USB-ul, când a prins, văd. Stai un pic, o să-l scoam și o să-l... Nu dorește, trecem la cititorul tău. Bun, hai să vedem ce mai întreabă lumea. Stabilizarea senzorului per și asta te-a ajutat vizibil față de... Da, nu știu ce să zic, oricum nu e ca și cum înainte simțeam nevoia de mai multă stabilizare, pentru că depinde ce fotografiezi și ce stil ai. Nu cred că e rea cazul la mine să mi-o doresc în mod special, dar cu siguranță e bine să nu ai, să ai cadrele toate sharp și să nu ai mișcare în... Unde este mirele pentru Dominic? Asta poți să nu răspundă Dominic. Unde este mirele tău? Nu am, așteptă pe voi. Vă așteaptă pe voi, nu e nicio problemă. În timp de 2 luni, până la livrarea materialului final, ofer clienților un preview? Da, da, de obicei în prima săptămână. Ok. Postez și eu pe Facebook în primele zile câteva imagini și le trimit și lor mai multe. Adică pot să le trimit 20-30 de imagini. Și nu, nu simți că e mai bun un 24 mm pentru spațiile mai mici sau un 16 mm sau ceva mai wide de 35? Sunt situații unde poate că e mai bun 24, dar cum am spus, dacă sunt situații, sunt câteva situații în timpul nunții, atunci prefer să nu mi-adaug greutate la geantă și să mai adaug încă o lentilă. Deci aștept sunt 24 mm. Și... Nu, chiar nu, sunt ok. Eu m-am obișnuit cu lentile astea, eu le am dintotdeauna și pentru mine e ok așa, știu ce fac și cum mă ajută. Nu am nevoie de mai mult de atât. 24 de regulă îl folosești mai mult la party, știi? Deformează exact. Și pare că e mai creativ, să zic așa, unghiuri, da, din mâini. Dar la pregătire ai suficient spațiu să un pas mai în față, mai în spate, să te miști, poți să faci cu un 50 liniștit. Cum spuneam, am început să intre întrebări, hai să încerc să răspundem în ordine. Când lucrați ca echipă, predați fotografiile separat sau împreună? Cine se ocupă de selectare și editare? Fiecare lucrează ce a lucrat, ce a fotografiat. Și e selecția finală? Cum o faceți? O faceți împreună? Păi eu îmi fac selecția fotografiilor mele, Marius și partea lui, le unim și le predăm clientului pe o platformă online. Ah, ok, deci predați amândouă selecțiile, nu faceți una comună după ce ați făcut... adică nu faceți Marius o selecție, tu o selecție și după aceea stați la masă și selectați împreună și... Selectăm din nou, da. Adică nu. Deci fiecare predă ce a tras și clientul primește practic două tot evenimentul de la două persoane. Da, două sete de fotografii unite, adică sunt am înțeles, singur... dar două nu există un folder eu și... Exact, da. Clar, exact. Sunt practic fotografiile selectate de amândoi. Da. Fiecare știu ce vrea să fac acolo. Bun. Ai avut momente când nu te înțelegeai cu videograful? Da. Din păcate, da, dar să știți că cel mai bine este să te înțelegi cu videograful sau da. Să ajungi cumva la eveniment și să porți câteva, să vorbești puțin cu el și să, nu știu, să stabilești cumva, să fie o comunicare și un lucru în echipă, între ghilimele, că nu suntem tocmai echipă, care să fie în avantajul tuturor și al nostru și al clienților. Nu ne deranjează atât de mult, adică să nu mă înțeleg cu el, n-am cum să nu mă înțeleg cu el, ne înțelegem bine. Problema apare, de exemplu, când vin cu șabloane, fel și fel de regii, da. Posing-uri, hai să fim veseli, hai să fim așa, sărim, știi? Și, adică este total opus față de stilul meu de fotografiat și mi-a stricat tot modul, să zic, inclusiv mirilor după mine, știi? Și, hai să fim veseli, hai să fim așa, hai să facem așa. Și atunci, dă seama, totul e fake și noi nu urmărim asta, de fapt, știi? Hai să vedem. Editezi doar pe laptop sau folosești un monitor extern mai mare? Dacă da, ne poți spune ce model de monitor folosești? Lucrez pe iMac și atunci. Nu, lucrez pe iMac-uri amândoi. Da. Alea de 24 de inci, parcă, nu? 27 sau 27? Al meu e cel mic. Deci e 21, e 27. Da, 27. Dacă, de exemplu, o nuntă aveți împreună 4.000 de poze, la final, câte poze predați mirilor? Câte sunt bune. Nu știu, chiar nu e un număr standard și să știți că da. Nici voi, adică nu știu, sfatul meu e să nu se mai lovească nimeni de subiectul
câte? Ca și cantitate, pentru că nu suntem acolo să livrăm cu cantitate. Hai să pun întrebarea, de... care de fapt vor toți să vă pună și dau de jur împrejur și nu știu cum să o pună. Câte poze aveți stipulate în contract? 400 de fotografii. 400, parcă da. Deci 400 este minimum, pe scurt. Minim, da, dar 400, știi cum e. Da, în fine, ăsta e minimum, da. Pe scurt. Da. Nu, da, adică pentru mine n-ar fi o problemă dacă nu reușesc să dau 400 de fotografii. Adică nu cred că s-ar supăra. Cum se par 400 de fotografii nimic. Sunt mai mult de 10 filme, adică de ne reportăm la chestia asta. Vremuri când trăgeam, da. E aveam huge. 10 filme la mine, dar eram 360. Nu, sunt mai mult de 11 filme, de fapt. Da. Cum e când Miri postează pozele voastre prelucrate, peste care au băgat niște filtre grave și apoi v-au menționat ca autorii imaginilor? Nu se întâmplă din ce în ce mai rar. Pe mine foarte. Mă deranjează foarte mult. Ne-ar deranja, dar asta nu se mai asta este întrebarea de la Igu venită, by the way, care mă simt ca pățit-o. Eu cred că deranjează pe orice fotograf lucrul ăsta. Da. Noi scriem contract să nu altereze fotografia, să nu facă crop, să nu-i aplice filtre, să nu. Bineînțeles că se întâmplă. Instagram, ceva. Da. Pe cât posibil purtăm și discuția asta, să zic, înainte, dar acum nu pot să controlez tot și nici nu vreau să fiu poliția fotografiilor, da. Cum îți calibrezi monitorul? La iMac nu mai ai nevoie. Da, asta da. Este, răspunsul ăsta este din fericire deci, sau din nefericire. Înainte foloseam Mac-ul acela, unitatea aia de... mare, nu? Mac Pro, parcă. Și aveam ISO monitorul și calibram într-adevăr cu un Spider, știi? Îmi cer scuze, am reușit să ratez niște întrebări de pe YouTube. Da. Ce dimensiuni... asta am citit-o cu studio foto. Cineva spune, când s-a lansat o altă cameră de alt producător, Marian Sterea ne-a oferit preset-uri. Dacă și Dana Tudoran ar face asta, ar fi perfect sport. Dana Tudoran, folosești preset-uri? Nu folosesc. Nu, eu editez simplu în Lightroom, vă spun ce fac. Mă uit la white balance, dar am văzut că în R6 am foarte puțină corecție de făcut la white balance, pentru că îmi place extraordinar de mult cum arată RAW-ul. Și mici corecții subtile de contrast, luminositate, whites, clarity, nimic deosebit. Fotografia trebuie să fie bună din cameră și... nu încerc să o manipulez și nu cred că asta e ideea și nu mi se pare ok în general să... Când oferi poze al negru, oferi și varianta lor color? Nu fac asta. Adică ar spune despre mine că nu m-am hotărât și nu știu ce vreau. Nu fac asta, sigur. Ok. Aveți același stil de editare? Da. Oarecum. Sunt niște diferențe, pentru că fiecare ochi uman vede diferit culorile și... Dar încercăm de multe ori de potrivit, adică poate Dana vede mai cald un pic sau mai rece. Da. Dar sunt cam pe acolo, că am băgat în același folder, greu îți dai seama. Ce rezoluție finală dați la client? 3000. Latura mare 3000. Da. De ce durează 2 luni jumătate editarea dacă faci doar mici retușuri? Pentru că am foarte multe evenimente și eu nu stau 2 luni jumătate pe un eveniment, în niciun caz, Doamne ferește, cum ar fi. Să zic că mi-a în medie o săptămână să fac un eveniment. Numai că așa vine la ordine. Sunt evenimente făcute înaintea aceluia pe care urmează să-l livrez și trebuie să le termin în ordinea în care sunt. Asta e motivul pentru care că trebuie să ai timp să lucrezi tot ce ai. Întrebări. Ce te-a făcut să treci la DSLR la mirrorless? Nu aveam avut un motiv neapărat până să-l testez, adică nu-mi doream. Mi era foarte bine așa cum eram. Da, știu că doream tras de tine. Da. Adică era, o să vedeți, dacă ați făcut teste și ați încercat și ați făcut fotografii cu R6, o să vedeți diferențele și o să simțiți că vă ajută. Adică, cred că e bine și poți să faci fotografie cu oricare dintre camerele pe care le ai deja. Bineînțeles că poți. Însă e o cameră care îți aduce o lejeritate în lucru și de ce să nu o vrei? De ce să nu... Nu știu cât ți-au tras până acum cu R6 la evenimente, că nu prea au fost, dar le garantez că dacă se întoarce mireasa cu spatele în timpul dansului, să ție după ea da, autofocusul. Exact. Uite, întrebare. Îți iese balansul de alb corect din cameră? E auto-white balance. Da. Nu... da. E cât se poate de... Îl facem în Lightroom, știi? Și aici depinde un pic de preferință. Mai calduț, mai... știi? Adică nu trag custom white balance în locație ca să am alb. Știi? Mai rău mă încurcă în Lightroom după aia. Adică
V-aș pune întrebarea, sincer să fiu, nu știu dacă... Pentru prieteni apropiați, percepeți taxe, fotografiați gratis pentru prieteni? Sigur că da, de ce nu? Sigur. Ok, fair, nu știam dacă să spun întrebarea asta, că nu știam dacă vreți să răspundeți la ea, ca să fiu acum foarte sigur. Depinde ce, cât de prieteni. Care a fost cel mai mare număr de nunți într-un sezon? Mariu să spun asta. Nu știu. El acum a avut... mulți ani de zi. Deci eu fizic puteam să fac, nu știu, vreo 30 și ceva. Serios? Fizic. Puteai să reziști, să faci 30 și ceva de nunți? Da, da. Făceam și 2-3. Dar ne-a spunea că când a început să facă fotografie, îi lua 2 zile să-și revină. E, mie acum mi-a 2-3 zile să revin. Înainte eram una după alta. Erai mai tânăr. Ți-a scăpat vreodată pe jos vreo cameră sau vreun obiectiv? Niciodată. Mie da, când lucram în presă. Dar să știi că erau Canon, n-au avut nimic. A, mi s-a strâmbat odată, avea filtrul la 24-70 cu 2.8. S-a strâmbat, da. Și ieșea mai greu din zoom, dar focaliza foarte bine. Era o glumă la un moment dat cu o echipă de service care o foloseam pe la evenimentele mari și avea un ciocan și o daltă, efectiv, în trusa de service. Și eu tot întrebam, ce se spunea? For fixing the lenses. Și n-am înțeles de ce. Și asta era exact pentru scos filtre îndoite. Nu, mi-a scăpat pur și simplu. N-am făcut click-ul până la capăt. Eram la o... Și acum ți-mi minte. Eram la o conferință de presă și am schimbat lentila și n-am dat click-ul până la capăt. Și când am camera după masă, pur și simplu a căzut obiectivul. Bun. Că Dana este aproape gata cu selecția ei. Da. Văd aici în... Hai să-mi ce întrebare să vă mai pun care să din asta clasică. Cum te-ai reinventat de când cu pandemia? Știu că m-ai întrebat la început odată, dar na, sunt nu m-am reinventat sub nicio formă. Faptul că în afară de evenimente de nunți facem și alt fel de fotografie, am lucrat sesiuni foto mai mult și chiar vorbeam cu Marius. Putem trăi foarte bine și din altceva decât nunți. Doar că mie îmi place în mod special să fac fotografie de nuntă. Și îți dai seama, adică mi-a fost greu să nu pot să muncesc, pentru că până la urmă ni s-a interzis lucrul ăsta. Nu că nu am vrut eu sau nu am avut treabă, nu am avut voie. Mă, sincer să spun, o nuntă pe lună îți prinde bine. Hai să eliberăm pe oamenii de la make-up, spun, care s-au terminat. Da, dacă sunteți gata, puteți să... Vreau să le mulțumesc frumos că au stat alături de noi și că ne-au arătat cum să fac. Îi mulțumim, Dominica a venit din nou și iar a avut chef să stea aici. De data asta am chinuit-o cea mai tare, cred, decât ieri. Intel. Dar na. Și dacă vreți să rămâneți să vedeți fotografiile cu mare drag, dacă vreți să vă duceți cum vreți, am înțeles. Ne-a fost comunicat acest mesaj. La revedere. În acest caz vă mulțumesc mult că ați stat alături de noi și că ați avut chef. Dominic, dacă vrei să rămâi cu drag, dacă nu, din nou. Da? Bine. Vă mulțumim frumos. Mulțumim și noi. La revedere. Ok. Folosești ceva plugin-uri pentru Lightroom? Nu. Coș. Selecția doar în, selecția în Lightroom sau alt nu, soft? Nu, fac selecția fotomecanic. Însă acum nu am fotomecanic pe laptop, eu nu lucrez pe laptop. Asta așa facem. Descărcăm de cu fotomecanic și facem selecția. Selecția finală intră în Lightroom. Cum o exportăm și cam aia e. Photoshop aproape că nu lucrăm. Ok, am răspuns asta. Mai avem întrebări? V-ați jucat cu Dual Pixel RAW? Eu nu. Nu. Bun. De ce nu, sau de ce da, editați atât de puțin? În ce sens puțin? Păi nu, de ce nu editați? Nu simțiți nevoia să interveniți pe fața oamenilor? Pe... Asta nu e o întrebare, eu vă întreb eu. Da. Păi, în primul rând, ar mai fi fotografie, imagine manipulată, să spun așa, știu? Fotografia trebuie să fie bună din cameră, pe cât posibil. Deja după aia intră pe DTP. Și asta îmi doresc, adică nu vreau să fiu acasă lipită de mouse 10 ore pe zi să editez. Nu e asta scopul meu și nu pentru asta fac fotografie să editez. Atunci asta mi se pare un alt job. Deja ești, nu știu cum se poate chema jobul ăsta. DTP. DTP? Habar n-am, editor. Editor, da. Și nu asta vreau să fac. Ce aveți în vedere când faceți selecția?
Este un proces foarte special, selectarea imaginilor, pe care îl fac în condiții de, cum să spun, că trebuie să am un mood anume, nu mă apuc să lucrez dacă nu, dacă sunt obosită, dacă nu am chef de lucru, pentru că trebuie să fiu foarte atentă la micile expresii. Un fotograf care folosește o cameră digitală cu siguranță are un număr mai mare de imagini, rezultă un număr mare de imagini și atunci trebuie să urmărești acele micro-expresii și schimbări din cadru care fac diferența între o fotografie bună și o fotografie extraordinară. Așa, stai o secundă. Selectați, faceți selecție primară în timpul evenimentului, cât mai stați la masă, adică nu, mai șterți din poze. Nu, niciodată nu mă ating de carduri, nu. Prefer să fac altceva. Prefer să stau sau să mă odihnesc un pic, să mănânc ceva, nu. Și nu văd cum aș putea să fac bine chestia asta în timpul evenimentului când am de lucru și trebuie să muncesc. Uite o întrebare. Cu ce vă încălțați să rezistați atâtea ore? Nu, eu mă încălc cu cizme de obicei, dar sunt m-am obișnuit cu ele, să spun sincer. Bine, Marius, prin cizme se referă la ciocate, la genul ăsta de... În primul rând, îmi place că îmi ține glezna bine. Da. Chiar mi-o... Și dacă cal strâmb, chiar îmi ține glezna bine, știi? Și m-am obișnuit. La mine e mai simplu, am un stil de Adidas... Nike Air să trăiască. Nu, Jimmy Choo să trăiască. Da. Serios, chiar ai face asta? Ai stat 15 ore în Jimmy Choo's? Păi nu, sunt Adidas Jimmy Choo. Ah, credeam că vrei să stai pe tocuri 15 ore, vreau să zic. Dar bine, contează mai genul de pantofi sport cu talpă ortopedică. Am înțeles, nu, ok, nu, credeam că la Jimmy Choo's mă gândeam la stiletto. Aia, zic, serios, 15 ore? Bun. Fair enough. Fotografiezi cu AF continuu de activat sau dezactivat? Depinde, că te uiți, adică îți dai seama ce ai nevoie în funcție de situațiile din fața camerei. E util și activat, uneori e complicat cu el activat și îl dezactivezi. Depinde. Eu de regulă fotografiez doar un singur punct de AF, spot. Om de presă. Iar la party dau AF-ul ăla de ochi, de mireasă și urmărire și... Asta când mă interesează doar când e mireasa pe scenă. Ați tras video cu R6? Da, a fost tras, Ana. Eu am tras pentru școală, am avut o temă și m-a plăcut. Chiar n-am mai filmat niciodată, am filmat pentru ea, am și spus profesorului că e prima dată când filmez. Ține loc de... Da, a fost gimbal. Uite, da, exact, a fost foarte bună stabilizare. Cu o singură mențiune, că asta vorbeam. Ține loc de gimbal cât timp nu faci asta. Adică... Da, ține loc de gimbal în sensul că nu-ți tremură mâna, dar nu poate să stabilizeze dacă tu te miști așa 3 e, metri. Da, te ajută, chiar fără nimic. Da, clar. Păi cred că nu. Tragi cu iServo, tocmai am răspuns la întrebare. Depinde de caz. Cum sunteți cu AF-ul pe ochi? Îl folosiți cu activ sau folosiți AF-ul AIF dezactivat? Activ. Activ. Este foarte bun AF-ul pe ochi. Este precis, nu rămâi uimit. Bineînțeles, v-am zis prima dată când am... Dacă se întoarce cu spatele... Încă îl găsește? Da. Da. Eu sunt gata cu fotografiile și okay, putem să vedem. Ce metering mode folosiți? Ce anume? Eu? Da. Eu doar spot. Eu folosesc ce mod de măsurare folosesc? Ce metering mode? Da. Dana Lea, cred că e evolutiv metering, dar de regulă eu setez camerele, să știi. Nu, spot și eu atunci când nu folosesc... Eu folosesc spot mult pentru că și subexpun. Și îmi place să măsor exact... Venind din presă, de-aia râdeam cumva. Da. Cam toți fotografii de presă care îi cunosc eu, ce-ți cu punctul central, reîncadrează subexpun o treime măcar. Așa trag și eu, da. E cumva standard. 20, da, de... La nuntă, la tort, când se stinge lumina, tot cu blitz sau fără? Beznă cu o totală nu e niciodată. Chiar dacă este atât de întuneric, ceva umbre vor fi și vreau să surprind momentul așa cum e. Ok. Dacă rămâne beznă total, că s-a mai întâmplat și asta, câteva cadre le pot face cu blitzul, să am niște safe shots, să fiu simți nevoia de ele? Că... Sau câteodată zice aia, fuck it, oricum le avem. Safe shots? Da. Da, adică depinde de situație, nu... Nu sunt absurdă să las lucrurile așa că... Nu. Stai că asta este o întrebare bună. Nici când foloseam un aparat care nu avea așa culori bune, nu făceam modificări pentru culori în Lightroom?
Păi nu. Am spus că fac modificări pentru culori în Lightroom, dar fac white balance-ul. White balance, atât. Atâta. Bănuiesc că se refera mai mult decât white balance, da. La o corecție nu mai nimic agresivă. Dar nu știu să lucrez, adică eu mă focusez doar să fac fotografie. Le arătăm? Să da, vezi, sigur, să vadă gata, ce înseamnă. Hai să arătăm laptopul Danei și să începem... Na, hai să vedem ce și în ce fel. Le arătăm de unde ai plecat și la ce ai ajuns, eventual poate dăm full screen. Y ăsta, nu? Sau? Da. Deci, corecția este... Se vede, da? Da. Ce vezi tu pe Eu am observat la fișierele, cred că au observat mai mulți care și-au cumpărat camerele, la fișierele de Lair și astea că sunt un pic mai întunecate, au un pic de... Adică ai nevoie să le deschizi puțin, să expunerea. Cred că am mai observat, am mai observat. Știi că întreba cineva ieri de chestia asta, dacă nu îi se par puțin subexpuse în Lightroom, dar asta cred că este foarte mult de cum interpretează RAW. Nu, chiar sunt mai subexpuse în Lightroom, am observat, adică față de corecțiile pe care le făceam înainte, atunci când foloseam Mark 4, aici am observat că trebuie să trag mai mult de expunere și te se și vede, adică... Da, pentru mine e un avantaj, înseamnă că senzorul e mai bun, de senzorul de Mark, de 1DX. Înseamnă că fotografia nu e deloc procesată, e chiar RAW, știi? Digital. Sincer, să fim, senzorul de 1D totdeauna a fost, da, e cel doar mai bun. Pe 1D. Acum este și pe R6. Nu e același senzor 100%, dar da, este acolo. Da. Am selectat 14 imagini unde am folosit toate cele 3 lentile. Și... cam asta trebuie să faci, adică nu, în general la pregătire nu sunt, nu, cadrul e static. Provoc să mă apeși pe Y odată, da. Și eu te provoc să faci asta pentru că vreau doar să arăt cât de puțin, sau nu să arăt, să vadă ceilalți cât de puțin editez și ăsta e stilul vostru, de fapt, nu așa? Da. Asta editați voi, în esență. Dar asta îmi doresc să fac, așa cum vreau să am o trusă cu puține scule să-mi fie ușor, vreau să-mi fie ușor și acasă, să nu stau 10 ore pe zi în fața calculatorului să editez. Uite, Mircea o pune o întrebare care este validă tehnic și care are și un răspuns. Dar Lightroom nu are profil de culoare care să fie la fel cu Color Science-ul Canon. Nu prea arată așa bine culorile cum le alege Lightroom. Nu aveți un preset făcut de voi? Nu. Știam că o să răspundeți nu. Întrebarea asta i-am pus-o lui Ionuț Macri, care este foarte tehnic și face foarte multă plăcere să lucreze cu imagini, da. Să lucreze cu imagini foarte, foarte mari. Da, asta face fotografii de studio și altceva. Și el și-a făcut un preset cu Color Checker-ul și mi-a arătat diferența. Este... night and day diferența. Da, în fotografia de nuntă chiar nu trebuie să lucrez cu Spider-Man. Acum, aici, Spider-ul, când am început ecran, să editez, laptopul și monitorul laptopului mi s-a părut că este un pic e afectat de conexiunile la care e legat el acum, nu? Adică mie nu mi se pare că se vede... Este un pic din cauza rezoluției, pentru că Mac-ul, da, după cum bine știți, o rezoluție un pic ciudată și ar fi arătat cu niște dungi negre. Nu știu cum vedeți voi acasă, eu am editat cât să văd bine acum, ca să, la ce ca văd să înțelegi cât de diferent este imaginea, nici măcar uite că sunt două, noi ne uităm pe două telefoane aici ca să pot să văd, cam atât de mare e diferența, adică fiecare arată în felul lui. Da. Asta este, de-aia e important să ai un monitor calibrat, măcar, adică faptul că voi folosiți Mac-uri e ok pentru că alea măcar sunt calibrate, da, într-un fel. De-a lungul din experiență deja avem ochiul format, să-mi dau seama dacă imaginea e fugită din culoare sau nu, adică monitorul de fapt e fugit, știi? Știi? Dar de regulă la Mac-uri... Cum ai făcut poza în care era make-up artista în blur? Este în spatele oglinzii fotografia și atunci unde am pus, nu mai știu exact care este, nu e asta. Nu? Era mai în spate? Nu? A, e aici, două, cred. Sau. De asta? Dacă asta este vorba, e oglindă aici, nu? Asta e folosit asta ca o amorsă, practic. Da, e o amorsă. Și fac asta destul de des, mai ales la prevedere. Dacă arătăm un pic camera de sus, e este oglinda, oglinda care de aici. A fost. Asta era, deci cu oglinda de aici, în America partistul era aici, practic. Cumva. Ok, hai să revenim la fotografiile astea. Uite. Da, bun, e, oricum e dificil să faci imagine și să o selectezi pe loc și v-am zis, procesul acasă e mult mai... E. Te mă să suspectez că bea și un pahar de vin cât faci această, da, chestie. Da. Sigur. Hai să vedem. M-ai întrebat și voi pe oamenii ăștia ceva, din, ca să nu-i mai întreb eu tot felul de chestii care poate nu vă interesează. Dacă nu, te-l mai întreb eu. Cum trăiți? Adică, faptul că aveți Mac-uri vă ajută când le dați la print, ceea ce editați voi iese și în printul oamenilor. Da, da, da. Laboratorul e bun și ne știm de... Deja, ei știu
Ce îmi place mie la un laborator de print, foto, când reușești să înțeleagă când predai fișierele, ce ai văzut să faci acolo. Că, de exemplu, un laborant când expune pe hârtie și nu îi se pare deschide sau închide prea mult. Mie îmi place să le lase cum le-am văzut. Ce monitoare are laboratorul unde imprimați? Păi are tot iMac. iMac și un Eizo. Să vă spun de ce v-am întrebat chestia asta cu iMac. Asta sunt mai ales la video și mai sunt clienți care spun, este arată rău. Luați, vă rog, un iPad, un orice iDevice și uitați-o, mă arată rău, nu. Ok, așa rezolvată problemă. De exemplu, dacă nu este experimentat și am expus doar pe o dungă de lumină, el, laborantul o ia ca un cadru sub expus și mi-l deschide trei trepte și s-a dus tot al negru meu. Știi? Și o să le lase... Uite, cineva întreabă. Există o modalitate care să devin fotograf fără să am mult de cărat, de alergat, de editat, de învățat, dar stau acasă cu bani în buzunare după câteva zeci de evenimente finalizate fericit? Sunt foarte interesat de acest răspuns. Da, dar nu știu de ce vrea chestia asta. Adică eu când m-am apucat de fotografie, că la un moment dat am văzut în ce... N-ar fi rău. Da, da. Adică vedeam la Marius deja cum lucrează și care e ritmul și știam la ce să... Că nu, chestiile astea nu se... A, uite un răspuns bun de la Mircea. Da, dacă ești geniu la vânzări. Nu știu de ce vrea chestia asta până la urmă. Da, e un avant. În zilele noastre, de exemplu, skill-ul de a fi foarte activ pe Facebook, pe Instagram, de a posta tot timpul, deci că nu reflectă calitatea muncii tale. Adică poți să fii foarte, foarte bun comunicator de ce am făcut, uite așa, știi? Dar să știi că asta înseamnă că faci un domeniu meu, de exemplu, imagine bună. Păi, ce spune Mircea? Pun la vânzări. Exact despre asta e vorba. Nu contează ce primește clientul, contează ce bani încasezi dacă ești bun la vânzări. Că pui problema așa, practic, te interesează ce îți intră în buzunar, nu ce îți răspunde. Știu, dar e bine să te intereseze de toate. Adică să fii să fii și trebuie să fii și bun la vânzări, pentru că nu înseamnă că e suficient doar să fii bun fotograf. Păcate, trebuie să fii cam tot pachetul. Am terminat de arătat, dacă... Păi, hai să vedem, dacă... Suntem de o oră jumate totuși, adică vorbit ceva aici. Hai să vedem ce întrebări ar mai fi. Uite, te întreb eu, cum este să nu cari, adică, nu știu, vezi, te... Da, asta și asta căutam. Te prezint 85 cu 1, 2. Cred că te împaci cu el. Nu, îți dai seama, nu. Și nu... Nu, gluma este evidentă. Nu este atât de greu pe cât pare. Adică e o lentilă mare, dar nu e chiar atât de grea. Nu simt atât de grea, dar nu văd bună asocierea cu camera micuță, cu un R6. Asta și ideea, să fie mai... Să fie chestia asta am observat-o și vorbeam la un moment dat, cu altă fotografă care îmi spunea, bă, sunt foarte bune chestiile astea, dar eu nu pot să le țin în mână. Da, îmi trebuie mic. Și eu am avut un test de la voi 70. Și asta m-am gândit și eu când am testat și am fost, eram în biserică cu el, nu știam cum să mai să termine scena respectivă, să pot să mă duc să o schimb. Știi că e foarte bună, calitatea e excepțională. De exact. Dar fotografie de studio, pentru calitate de print, foarte bună, dar noi facem fotografie de... Câte des folosiți în Lightroom lens correction profile? Nu folosesc. Nu e nevoie, adică în afară de setările despre care v-am spus, white balance, contrast, white clarity, unde sunt un valori micuțe. Începem cu un standard de-a lungul timpului din experiență, ne dăm seama cam cum tragem și știm exact de la început cât să trag de highlight, de contrast, de, știi? Da. Mici valori, adică până în 25, să zic. Știi? Lightroom-ul recunoaște profilul camerei instant, are anumite corecții, bănesc automate, știi? Și noi facem doar white balance. Da, și încercăm să menținem, bineînțeles, între toate fotografiile, setările, ca să fie acea uniformitate și acel look să arate Avem mai multe întrebări. Hai să vedem pe asta. Cât contează relația fotograf-client versus calitatea materialului livrat? Păi, cum spuneam, sunt foarte importante toate elementele. Dacă în timpul întâlnirii ai un sentiment, așa, ai o... ți se pare că ceva nu e în regulă și că nu o să fie bine în cele din urmă să colaborezi cu acel cuplu, atunci știi și renunți atunci că e mult mai bine pentru toată lumea. Evenimentul nu e repetabil, e mai bine pentru toată lumea să nu colaborați. Când lucrurile merg bine, la fel, iar îți dai seama, ai acea chimie și e de la sine înțeles. Și nu are de ce să se schimbe, că întreba cineva dacă
se transformă Mirea sa în Bridezilla. S-ar transforma poate în Bridezilla, dar nu față de mine. Și atunci mine nu mă deranjează, indiferent ce se întâmplă la ea. La nuntă să se întâmple. Deci răspunsul s-au transformat în Bridezilla, dar nu cu voi. Nu cu noi, dar n-am văzut nimic deosebit. Adică poate au mai fost momente în care s-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple, dar le-au depășit toată lumea. Adică nu cred că nimeni absurd să-și trece ziua nunții și să fie toată ziua într-o stare care... Avem mai multe întrebări din care ziceam foarte faine culorile aer și astea, tonurile sunt redate foarte bine. JPEG-urile sunt mai contrastate față de Mark IV? Nu le-am pus unul lângă altul, dar nu mi se pare că sunt mai contrastate. Mi se pare că sunt un pic mai șterse. Mai... Nu, se referă la JPEG-uri, la varianta finală, nu la RAW. RAW-urile într-adevăr sunt mai șterse. RAW-urile sunt mai șterse, da. Păi, da, atunci editarea e aceeași. Practic, cred că se referă la JPEG-urile din cameră, sincer, că altfel. N-am tras, așa am crezut, n-am JPEG-uri din cameră, nu le-am, nu le-am verificat decât la început, când am fost ea prototip, dar nu puteam, când la cumana asta, vară. Când se puteau deschide roul. Da, dar din ce știu și din ce mi-amintesc la fiecare, mie mi se pare cele de la R6 că sunt un pic mai șterse și mai întunecoase. Dar să știi că, de exemplu, roul-urile sunt mai ușor de editat. Da. Adică nimerești mai repede white balance-ul, știi? Îl reglezi mai repede. Decât mă la Mark IV, știi? Dacă acum folosesc un 5D Mark II și un 50mm, care crezi că ar trebui să fie următorul obiectiv aparat? Pentru ce? Stai un pic să vedem. Pentru, a spus. Ba, pentru fotografia de eveniment în special. 35 sau 24? Să-și iau un 24. Eu prefer 35 pentru că este un middle wide. Hai să spun, asta reformulez întrebarea. Ce vedea mai important? Un obiectiv sau un upgrade de body? Cred că o lentilă, da, și eu aș alege la 5D Mark II, o cameră superbă și acum. Ce-mi place răspunsul ăsta. Deci în primul rând că e camera favorită și în al doilea rând nu neapărat de asta, dar chiar am văzut ce spunea. Băi, ce complicat e. Zic, bă, da, acum 10 ani nu trăgeai cu chestia asta și așa erai foarte mulțumit. Ba, da, zic, și ți-a schimbat ceva la cameră? Păi asta trebuie să înțeleagă nu, lumea. Păi atunci care e problema? Nu contează atât de mult cu ce tragi. De exemplu, de la Mark IV nici n-am mai luat blitzul după mine. Îl are Dana pentru fotografie de grup. Adică am foarte mare încredere în ISO. Stai un pic. Dar de soacră Zila ați dat? Uite, dar nu știu, nu mă marchează lucrurile astea că să rămân așa șocată și să mă gândesc, mamă, ce am pățit sau ce mi s-a întâmplat. Cumva le tratăm cu... Bă, nu știu, profesionalist situațiile astea și nu ne marchează mult. Personalizează... invitații, mirii, ei personalizează evenimentul, că nunta în general e aceeași, știi? Și să știi că e bine să mai se întâmple una alta, că... Aici e fotografie. Exact. Ia să vedem. De câte ori să ți-a portat de oaspeți cu replica? Sunt și eu fotograf. Bineînțeles, foarte des, aproape la fiecare eveniment. Adică ei sunt pasionați și sunt... să spun, li se pare așa că e... E un lucru pe care nu știu pe cum ar putea ajuta pe mine și interesa, că de regulă cei care sunt pasionați de fotografie mai mult te încurcă. Adică nu înțeleg chestia asta că trebuie să lasă fotograful principal să-și facă treaba, știi? Și fiind în... simt și vreau să fac și eu și știu și eu să facă și eu sunt fotograf și sunt pasionat, de cele mai multe ori îți strică cadre. Dar atunci, dacă tot mă înțelege și e și el fotograf... și faci lucrul cum zicea ăsta, un fotograf care spun. Știm amândoi, monopiedul este foarte bun în casa omului. Exact. Un pic. Trageți RAW ori JPEG? Întreb având în vedere că micile având în vedere workflow-ul vostru cu ajustări foarte mici. În... Da, de ce ai vrea să tragi JPEG? Asta vreau să întreb eu. Cât de complicat ar fi să trageți JPEG? Nu există varianta asta la mine, niciun caz. Mie mi-e complicat pentru că m-am obișnuit să fotografiez într-un gen anume de care îl urmăresc de imagine și n-aș putea să... Adică trebuie să fii foarte exact la JPEG, știi? Eu mă sforz, pot, trag în fantă de lumină și JPEG-ul e mai greu după aia de... Nu, da, ai nevoie de calitatea imaginii la rezoluție maximă, altfel pentru ce... care e ideea și plus că faci albume, trebuie fișierele mari, nu comprimate. Și atunci trebuie să lucrezi pe maximul și potențialul camerei, care este RAW. Și atenție la chestia asta pentru cei care poate vreți să lucrați, să aveți fișierele JPEG în cameră, dacă aveți monitorul în alb-negru, așa veți avea fotografii. Asta am pățit-o câteva. Exact, da. Foarte atenți. Da. De câte ori ați fost întrebați sfaturi tehnice de cei care zic că sunt fotografi pe la anunț?
Adică eu foarte de des și eu, dar îi trimit la Marius. Nu am... Și la mine, de exemplu, vine cu o cameră, nu știu, cu un Pocket, un Sony, Panasonic, știi, și zice, mai arată și mie niște setări aici, știi, mă, eu nici să umblu cu ea, că e, altă e cu toată alta cameră, al meniu, și zice, bă, ce fotografie să facem, nu știu, nu regrezi și mie camera. Da. Te așteaptă să știi orice întrebare, dacă exact, e fotograf, să știi orice, adică, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri diferite, să fii pasionat de tehnică și să știi și fotografie. Dar nu să știu ce meniu au ele, știi? Capitul spune, la nuntă, dacă soacra mică te place, poți să faci foto și cu telefonul. Așa e, da. E standardul, da. Nu poți să faci poze cu altceva decât cu o cameră. Știți că există, by the way, fotografii în afară care fac nunte exclusiv pe Instagram și cu nunți exclusiv pe Instagram și cu telefonul. Este trend. Din punctul meu de vedere e posibil, adică cel puțin la cum lucrez și la ce rezultat trebuie să am, nu pot să fac fotografii cu telefon. Era un moment dat, am văzut un interviu și spunea, what's your backup camera? Un alt telefon. M-am gândit și eu la chestia asta, dacă se întâmplă să împice toate camerele, să-mi pice și camerele lui Marius, mai să-ți spun telefonul, să știi. E momentul foarte bine. Aș putea să vreo 40-50 de poze maxim. Va fi un fel de experiență așa, de, ca de film, tras pe film. Da. Băi, ce să spun, dat fiind faptul că nu mai avem întrebări și că ne aplicăm, ne apropiem de ora minunată a închiderii finalului și a închiderii noastre pe aici. Vreau să spun că oricând, dacă mai aveți alte întrebări, ne găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe ce vreți voi, pe mail, pe telefon și ne puteți transmite întrebările oricând. Acestea fiind spuse, aș vrea să vă mulțumesc. Aș vrea să-ți mulțumesc și ție. Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit. Stați o secundă că trebuie să mă încadreze, că eu sunt, trebuie să sar ca să ajung la înălțimea corectă aici. Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit alături de noi și că ați avut timp să stați o oră jumătate și să povestim despre fotografie. Aș vrea să mulțumesc și celor 100 și ceva de oameni care au stat alături de noi aceste 90 de minute. Și să-i mulțumim lui Igu că ne-a primit în studio, mulțumim și celor de la tehnică ne-au ajutat și vă mulțumesc din nou vouă. Da, clar, și ne auzim oricând, puteți să ne scrieți întrebări. Pe Dana și pe Marius îi găsiți pe Instagram, pe Facebook și pe site-ul lor. Sau site-urile lor. Da, fiecare postăm. Și site-ul lor. Vă mulțumim frumos, o seară bună, ne revedem. La revedere, pa.